mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai. Stimați telespectatori, suntem la primăria domnului Dumitru Mihailuc, la ieșirea noastră din oraș, la Valea Lupului. Domnule primar, am văzut că în această perioadă ați avut activitate și spun asta pentru că toate organizațiile, OAT-urile, au avut de lucru, ca să spunem așa, pe proiecte, pe proiecte începute. Aș vrea să facem un bilanț ca să vedem în ce măsură lucrurile s-au făcut sau mai sunt de făcut și dacă în perspectivă sunt și alte proiecte pe care le aveți în vedere. Într-adevăr, primul rând, bine ați venit din nou în comuna noastră. Este o situație grea, o perioadă grea. Am depășit starea de urgență cu bine în comuna Valea Lupului, la câteva 100 și ceva de cazuri care am avut de izolare la domiciliu. Am ajuns acum să fie, avem doar 10 cazuri. Deci nu am avut cazuri grave, doar o familie care a fost depistată cu coronavirus. Acum am intrat în starea de alertă, cu măsuri corespunzătoare, deci vedeți, nu putem vorbi liber, toată lumea din instituții publice și în zone de închise poartă mască, avem termometru de termoscanare la intrare, măsurile de distanțare socială. Deci, în primul rând, cu asta am început, că țin să spun tuturor cetățenilor că trebuie să fim responsabili pentru a trece cu bine peste această perioadă grea și să nu luăm în derâdere sau foarte ușor măsurile care sunt transmise, atât prin legislația în vigoare, cât și prin măsurile și dispozițiile care sunt făcute de către Comitetul Local de Situații de Urgență. Revenind la întrebarea dumneavoastră, într-adevăr, cu greu au plecat și lucrările care le-am avut în contracte închiriate, deci acum finalizăm în această lună lucrările la asfaltarea 5 km de străzi, am terminat asfaltarea practic anul trecut, acum am făcut rigoli de acostament pentru apa pluvială și urmează să mai fie ridicate și capacele la canalizare, după care semnalizarea corespunzătoare. O altă investiție majoră, am finalizat lucrările la grădinița cu program prelungit, chiar aici lângă sediul primăriei. Deci urmează ca până la sfârșitul lunii să facem dirigențele către Inspectoratul de Construcții pentru a face recepția finală a lucrărilor. Și împreună cu conducerea școlii am făcut dirigențele pentru a face dotările corespunzătoare pentru copii, ca din toamnă, practic, să fie funcțională această investiție. Mai avem o investiție care trebuie să înceapă de astăzi lucrările. Am dat ordine de începere pentru 4 stații de autobuz la DN28, deci la stațiile corespunzătoare pe Valea Lupului. Urmează în paralel municipiul Iași să facă stațiile corespunzătoare pe partea municipiului Iași, plus cele 3 treceri de pietoni care sunt prevăzute în proiectul municipiului Iași. Cu greu merg lucrările la municipiul de Iași, am făcut apel de multe ori la primarul Chirica, de așa fel încât este o urgență pentru a avea siguranța cetățenilor care traversează drumul european. Bineînțeles că mai avem investiții care nu le-am început, dar sunt în programul actual acestui an, bugetat, deci mai avem o grădiniță cu program prelungit pe fonduri europene, care de două ori făcut licitația, nu s-a prezentat nimeni. Acum, în această lună, are loc a treia licitație. Dacă, într-adevăr, nu va avea nimeni, va fi o analiză în cadrul Comitetului Local, în Consiliul Local, pentru a face reactualizarea indicatorii tehnico-economici și să scoatem din nou la licitație. Spun cei care au venit sau interesat asupra proiectului că costurile sunt mai mici decât prețurile pieței. Mai avem un teren de sport, pe tot pe fonduri europene, cu mini nocturnă, un teren chiar tot lângă sediul primăriei. Lucrările încep în luna iunie, deci cu 1 iunie încep lucrările. Aici sunt deja făcute toate, există contractul, trebuie să ne mai dea
a fi ok-ul la, este o modificare la proiect și am discutat cu directorul și săptămâna aceasta mi-a dat ok-ul, după care puteam să dăm ordine de începere a lucrărilor. Am înțeles. Am văzut că se lucrează la dumneavoastră, ca să anticipăm de ce a insistat cel de la ușă. Am văzut că se lucrează, am văzut triajul de jos de la intrare, cu măsurarea temperaturii, așa cum spuneați. Aveți și blocuri la care luați măsuri similare pentru COVID, pentru că apoi să revenim deci, la ce proiecte aveți în perspectivă. În toată situația Comunii Valea Lupului avem 150 de scări de bloc și în perioada de urgență am pus la fiecare scară de bloc, deci acele dozatoare pentru a putea face dezinfectarea corespunzătoare. Am mers pe toate străzile și am făcut la fel dezinfectarea și vom continua dacă legislația cere, dacă nu, punem obligații către asociații de proprietari. Deci cât au fost stare de urgență, am avut noi obligații de corespunzătoare. Să revenim la proiecte. Spuneați că sunt unele care vor începe în iunie. Sunt și alte perspective, cu alte lucrări, cu alte studii de fezabilitate. Da, deci avem și proiectul, un proiect foarte mare pentru 8,5 km de străzi asfaltate. Este făcut studii de fezabilitate. Am fost înscris la Fondul de Dezvoltare și Investiții, care fond a fost anulat. Acolo e nevoie de o finanțare de 12,5 milioane de lei, o finanțare majoră. Dar noi am trecut în buget în acest an, în trimestrul 3, de a da drumul la licitații pentru proiectare și execuții, punând într-un proiect multianual 2020-2024, pentru a începe în acest an măcar pe o parte din străzi, urmând ca în anul următor sau chiar anul acesta, dacă guvernul actual va continua cu programul PNDL, deci pentru a putea depune să obținem finanțare, pentru că pe fonduri europene, pe infrastructură, noi nu avem punctajul corespunzător și n-am obținut finanțare, cu toate că am mai mers cu un proiect de asemenea anvergură. Deci vom începe pe lucrările în toamna acestui an, urmând ca anul viitor să continuăm pe alte etape. Deci e un proiect foarte important. Valea Lupului, așa cum spuneați, și aș reveni un pic cu câteva precizări, fiind în zona metropolitană, fiind prima localitate spre Târgu Frumos, spre Piatra Neamț, de aici, de lângă Iași, de fapt aproape că se confundă cu Iașul. Spuneați că mai sunt încă probleme cu traversarea, cu trecerea de pietoni, pentru că doar la antibiotici am văzut, dar nici acolo nu știu dacă e trecere de pietoni. Deci acolo nu este făcută, urmează acolo treceri de pietoni importante, dar și celelalte două treceri care există la Troiți și la DU sunt treceri, dar trebuie făcute corespunzătoare, cu marcajul corespunzător, cu insulă de staționare între sensuri, deci cum este făcut trecerea de pietoni la Popas. Deci așa sunt prevăzute în proiect. Da, e foarte important că s-au întâmplat accidente. Corect. Chiar dacă este o limitare de viteză, nu se respectă în zona aceasta. Aici am cerut o radere fixe de a fi montate, pentru că chiar dacă există limitare în localități de 50 km/h, nu prea se respectă. Ei, poate cu timpul, dacă s-ar putea face o trecere supraterană, pe deasupra... Dar aici asta... ține, fiindcă sunt trei administratori. Pe o parte suntem noi, pe urmă drumurile naționale, care este drumul a corespunzător, și partea cealaltă municipiu. Știți foarte bine că există un proces între drumul național și primăria municipiului pentru a prelua acest drum. Sunt niște chestiuni tehnice. Deci nu după, poate interveni prea serios. Da, după ce îl preia municipiul în 4 milioane, pe urmă, bineînțeles că aparțin de primăria municipiului și toate investiția. Da. Ați lucrat în această perioadă, adică mă refer atât la lucrările de construcții, de amenajări, pentru că au fost bugetate deja, unele deja începute, dar și primăria și-a făcut, cred, treaba prin metodele... Deci am lucrat, chiar dacă am avut anumite restricții cu publicul, intrarea era doar câte o persoană pentru a avea distanța socială, pentru a nu sta în grup în primărie. Mai mult, multe chestiuni au fost trecute pe online, trebuiau răspunsuri, trebuiau plăți de făcut, emisii documente, adeverințe și certificate ce cerea cetățenii. În afară de asta, avem o echipă administrativă care am făcut curățenie, deci atât condiții de impuse de
starea de urgență, cât și de starea de alertă, deci curățenia, izolarea blocului, acele dezinfectante, strângerea materialului vegetal și cu curățirea copacilor. Vă dați seama că sunt activități, plus curățarea pârâului care îl avem și în continuare mai există activitate, fiindcă față de alte comune, noi avem un grad de gunoi foarte ridicat pe persoană, deci am ajuns la 1,1 kg pe zi, pe metru, pe persoană, vă dați seama o cantitate imensă de gunoi. Chiar apropo de taxa de salubritate pe care o avem noi în continuare și ceea ce Direximul cere o reanalizare a costurilor de transport și depozitare, am cerut să fim prinși și noi primăria Valea Lupului în planul pilot pentru a putea strânge gunoiul selectiv de la fiecare poartă a cetățenilor, pentru că așa ar scădea gunoiul menajer, lucru care în principiu l-a acceptat, să vedem de luna viitoare cum și merge. Fiindcă altfel avem peste 60 de puncte de colectare, în fiecare zi când strângem gunoiul, a doua zi spline acele tomberoane și avem 3 zile pe săptămână când strângem atât gunoiul selectiv cât și gunoiul menajer. Vă avantajează, spun pe finalul dialogului nostru, faptul că sunteți atât de aproape de Iași, aproape, mă rog, lipită, ca să spun așa, ca și comunitate? Pe de o parte ne avantajează pentru că sunt foarte mulți care au venit ca și locuitori noi în Comuna Valea Lupului. Vă dau doar un exemplu. Din 2004, când Comuna Valea Lupului a fost înființată, aveam 2800 de locuitori și acum, în 2020, avem peste 13.000 de locuitori. Deci, vă dați seama, suntem într-un coeficient foarte... Da, asta înseamnă toată dezvoltarea de construcții, blocuri, case, înseamnă taxe și impozite aferente care vin la bugetul local. Pe altă parte, ne avantajează, fiindcă există foarte ușor tineretul, au locuri de muncă în zona metropolitană, deci zona Iașului, deci față de alte comuni care este mai greu și șomajul ridicat. Deci noi nu avem un șomaj și nici nu avem persoane decât 4 persoane care sunt cu asistați social. Deci în afară cu persoane cu handicap, care acolo este o altă problemă, legislația impune. Dar pe alte părți avem un dezavantaj, fiindcă la toate proiectele de investiții, da, cele inclusiv pe fonduri europene, acolo acele ghiduri erau trecute anumite puncte. Să ai legătură cu drumul județean, nu avem legătură, să ai legătură cu gară, nu avem legătură, să avem vreo firmă în Comuna Valea Lupului să fie accesa fonduri europene, nu avem monumente istorice, nu avem. Deci vă dați seama niște condiții care nu îndeplinim. Da. Și nu avem decât numărul de cetățeni și legătura cu drumul național. Dar nu sunt suficiente. La ultimul proiect care l-am depus acum câțiva ani, 3 ani de zile, am avut doar 42 de puncte. Acum probabil o să avem mai mult, în jur de 50, dar nu înseamnă... Să aveți minim 80. 70, 80, da. 70 de puncte. Domnule primar, eu, ce să spun, am vrut să luăm pulsul, ca să spunem așa, și în această perioadă, e stare de alertă până la sfârșitul lunii, o să revenim și după aceea să vedem cum va evolua, cum va, se va întâmpla cu acest virus. Vă doresc succes și să puteți face față la tot ceea ce provocări primiți, pentru că și munca e un pic mai complexă în această perioadă. Mulțumesc și, într-adevăr, este greu de a lucra cu cetățenii cu mască, dar asta este o condiție pe care am cerut-o și o cer în continuare prin serviciul corespunzător care îl avem, prin informarea tuturor cetățenilor, pentru că atât în mijloace de transport, cât și în două spații închise, atât publice sau private, trebuie purtate aceste măști și plus distanțe sociale, pentru că să avem o grijă să nu ne îmbolnăvim. Sănătatea este pe prim plan în această situație. Rugăm toată lumea să aibă grijă de fiecare și de noi înșine, să trecem peste această perioadă grea. Mulțumesc, domnule Dumitru Mihailuc, mulțumesc, domnule primar al Comunii Valea Lupului. Vă doresc succes încă o dată. Mulțumesc.
Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai,